Cu toții m-ați bătut la cap, Gami, mai joacă FIFA. Când mai joci FIFA? Fă odată FIFA. Așa că astăzi m-am gândit să jucăm FIFA. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod. Astăzi jucăm FIFA 16. N-am mai jucat de vreo 10 ani FIFA 16, așa că e timpul să jucăm. Asta e echipa mea. Hai să vă arăt. Îl am pe Ibrahimovic, Laveți, Lucas, Benarfa, Matuidi, Di Maria, Maxwell, Silva, David Luiz, Van der Wiel, care îl locuiește pe Aurier, că pentru că a luat un cartonaș roșu, și pe Mandanda Inform, care e o bestie. Bun, asta e echipa mea. Am cumpărat-o cu vreo 200.000 de coins, parcă, de pe un site, nu știu ce site, am dat vreo 7 euro sau ceva de genul acum mult, mult timp. Ne-a găsit oponent. Am dat play. Nu știu cum am dat play. Bun, hai să vedem echipa. Echipă foarte bună. Are jucători decenți. Sigur o să ne luăm bătaie. Vreau să vă spun înainte să începem meciul că eu sunt praf la FIFA și sper să nu aveți așteptări de la mine chiar deloc. Pentru că la episoadele trecute de FIFA am văzut că toată lumea era ceva de genul: ești praf, învață să joci, fraiere, învață să joci. Eu nu știu să joc FIFA. Joc FIFA pentru că vreți voi FIFA. Și eu mă chinui să joc și sunt foarte praf. Dar unii oameni chiar nu înțeleg chestia asta. Noi o să jucăm oricum. Așa, pas, bun, Lucas. Mamă, ce bun sunt. Opa, Thiago Silva parcă îl cheamă. Maxwell. Pasă la Di Maria, care dă slăbuț, dar avem un corner în minutul 2. Sounds interesting match. Let's see what we are made of. Nimic. Bun, perfect. Am pierdut mingea. Varane. Varane. What a crossbar, Varane. O să-mi iau bătaie 10-0 de la tipul ăsta. Ia, are lovitură liberă, ia. Nu, mi s-a deconectat controllerul. Mamă. Pe lângă. Bam! Fake shot. Trebuia să fie fake shot, nu înțeleg. Taie, ne taie pe toți, dar David Luiz recuperează mingea. Op, pe unde o ia? Op, nu vezi? Op, pe aici. Angel Di Maria, Angel. Matuidi la Angel Di Maria. Se duce Angel, op. Fake shot, op. Dar pe unde o ia? Op. Finez, slăbuț, și prinde portarul, nasol. Nu! Fuck, Benarfa. Angel, opa. La Benarfa. Te-ai speriat? Op. Benarfa! Ce corner! Știi, mai o schemă, fac așa și fac așa. Așa și după îi dau pasul ăla de acolo. Ăsta care ia mingea, Lucas. And shot! Mamă, vere. Mai încercăm o dată, ia fiți atenți. Op. Ai, ce slab am dat. Oh, nu, Conoplianca se duce. Ha-ha! Mandanda! Ei, pauză, 2-0. E bine, se poate și mai rău. Nu vreau să ies, ce ai făcut? Benarfa! Wow! Prietene, ce a fost aia? Știam eu să dau ca lumea. Ceva de genul ăsta, așa. E pum! Golazo! Mamă, cum a fost aia? O reluare, vă rugăm. Golazo!
Lăsăm reluarea, frate, să îl ofticăm, ia. Mamă, superb, superb. Și îl lansăm. Bă, bă, ia uite-l, mă, iar mă faultează. Ia, ia, așa, așa, galben, galben, galben. Vă îngălbenesc eu, pățuți. E, pop, a pierdut mingiuța, nu-i ok, e ok, op. Așa, Matuidi, Matuidi, pam, te ia mingiuța. Benafa. Van der Viel, nu știu ce fac cu el. Left. Ăla a fost shoot. Deci ăla am apăsat pe B. Jur pe tot ce am eu mai sfânt că am apăsat pe B. Și l-am lansat pe Ibra, care dă un shoot de la distanță. Mamă, și bravo, bravo, bravo. A corner. Să-i dăm mingea lui ăla. Fac. La veții. Boom! Mamă, 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 ce apără, bravo. De ce n-are el un portar bronz? Ne, 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 ne. Cine crezi tu că... Bă, gamea, și picior, m-a făcut. Ce m***ți ești? Du-te în morții tăi și te culcă. Golul meu a făcut tot meciul. Penalti. Pa. Dacă apăr, merit 3000 de like-uri. Oricum merit 3000 de like-uri, nu contează, cert dacă n-am apărat. Haide, mă. Băi, doar eu fac schemele astea, prietene. Cine crezi că ești? Pe bune, cine crezi că ești? Numai eu le fac. Ia, mă, hai să te văd. Tu înțelegi că nu-ți iese să dai shoot din corner? Nu-ți iese. Vino, mă. Di Maria cu un al doilea gol. Di Maria cu dubla astăzi. Doamnelor și domnilor, incredibil. Di Maria, un jucător de excepție. Di Maria, într-adevăr, merită like-urile voastre. A fost un jucător excelent. Wow, uitați-vă, what a strike, a zis și comentatorul. Ce mai puteți comenta la un asemenea shoot? Vere, mi-a luat mingea urât, da, s-a terminat. 4-2, aia a fost. Man of the match, Di Maria. Deci asta spune tot, am fost man of the match. Înseamnă că eu am făcut tot meciul. Hai să ne uităm un pic la statistici, da? Bun, o să ne uităm la statistici. El a avut 4 goluri, eu 2. El a avut 9 șuturi, eu 11. Da, mă. 11, deci l-am dominat. Mai multe șuturi pe poartă, mai multă posesie. Nu, da, vă zic eu. Deci, state, un gol l-a dat pe merit. Al doilea gol l-a dat că eu îmi făceam scociu încercând să-mi lipesc controllerul care face așa. Ați văzut ce ușor iese? Deci, îl ating un pic. Stai, și gata, acum nu mai e conectat. Acum e. Al treilea gol, cred că tot pe merit l-a dat sau ceva de genul. Și al patrulea gol din penalti. Eu am dat 2 goluri, care amândouă au fost foarte frumoase, mai ales primul. Nu știu. Înțeleg că fotbalul se joacă pe goluri, dar după mine eu am jucat mai bine care. După mine. Cam asta a jucat și acest episod de FIFA 16. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, să vedem câte like-uri putem strânge, pentru că m-ați rugat să joc FIFA de atâtea ori, așa că vreau să văd câte like-uri putem strânge. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!